Bună seara, stimați reprezentanți mass media, stimați cetățeni. Am finalizat ședința de astăzi a Centrului Unic de Comandă și am venit în fața domniilor voastre cu informații de ultimă oră. Deja cunoașteți că astăzi au fost înregistrate 453 noi cazuri COVID-19 din, atenție, 5077 teste efectuate. Totodată, rămâne foarte mare cifra de cazuri foarte grave, care la ora actuală sunt 262 de cazuri, 1151 cazuri grave, 50 de persoane intubate, din păcate, și cu regret constatăm astăzi 25 de decese. Totodată avem 13.000 copii la ora actuală bolnavi de COVID-19. Vârsta este cuprinsă de la sub un an până la 17 ani. Majoritatea celor bolnavi de COVID-19 din categoria aceasta de copii este de la vârsta de 10 până la 17 ani. Este peste 50% din copiii afectați de COVID-19. Repet, anterior, în anul trecut, cifra de copii afectați de COVID-19 era practic inexistentă. Acum însă, vedeți și dumneavoastră, copiii sunt afectați și ei de această tulpină britanică a virusului. Totodată, avem peste 1000 de viitoare mămici bolnave de COVID-19. Și pe această cale profit de această ocazie pentru a îndemna tinerile familii care își planifică să facă un copil sau sunt pe cale de a deveni părinți, aveți, vă rog mult, mare, mare grijă. M-am interesat în mod special de la colegii de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să-mi vină cu o explicație sau cu o analiză ca să vedem prin ce se explică o cifră atât de constant mare de cazuri foarte grave în situația în care înregistrăm o diminuare a numărului de infectări cotidiene. Potrivit colegilor de la Ministerul Sănătății, dânșii afirmă că această tulpină britanică care devine preponderentă în Republica Moldova, forma medie a bolii evoluează în mod constant spre o formă gravă sau pacienții vin cu întârziere sau se adresează cu întârziere la medici, situația agravându-se în continuu, indiferent de tratamentul aplicat. Prin urmare, iarăși, profit de această ocazie pentru a veni cu un apel către toți cetățenii Republicii Moldova să vă adresați la medic imediat ce aveți primele simptome ale unei răceli sau simptome clare ale COVID-ului. Nu așteptați să se agraveze și după care să vă confruntați cu forme mult mai dificil de tratat. 8 lucrători medicali au fost astăzi confirmați pozitiv în urma testării. Din fericire, nu este niciun medic printre acești 8 lucrători medicali, lucru care, iarăși, potrivit colegilor de la Ministerul Sănătății, vine să confirme eficiența vaccinării corpului medical a medicilor în Republica Moldova. La ora actuală se atestă doar 2% din medici afectați de COVID-19, comparativ cu peste 12% anterior. Se constată o tendință pozitivă, avem cu 24% mai puține cazuri noi, avem cu 28% mai puține decese, avem cu 6% efect pozitiv la coraportul de persoane vindecate. Totodată avem încă o veste îmbucurătoare pentru Republica Moldova. Deja 3 raioane din țara noastră au ieșit din codul roșu și este vorba de raioanele Taraclia, Hâncești și Florești, unde se atestă o incidență de sub 100 de noi sau cazuri de boală la 100.000 populații.
Prin urmare, îi felicit pe concetățenii noștri din Taraclia, Hâncești și Florești pentru faptul că au dat dovadă de disciplină, de solidaritate și, iată, vedeți și rezultatul acestei solidarități, reușind ca trei raioane să iasă din codul roșu, intrând în plus-minus normalitate. În ceea ce privește vaccinarea, din cele 180.000 de doze de vaccinuri AstraZeneca care le-a primit Republica Moldova cu titlu de donație la finele săptămânii trecute, astăzi 51.000 au fost repartizate în toată țara, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale rezervând cantitatea necesară pentru cel de-al doilea apel. Astfel, la ora actuală, avem persoane vaccinate cu prima doză. Repet, prima doză încă nu înseamnă imunitate. Este doar primul rapel care nici pe departe nu presupune că persoanele care au primit prima doză deja se pot simți liber pentru a merge fără mască sau să se întrunească în întruniri, chefuri, etc. Deci, cu prima doză, la ora actuală, avem aproape 89.000 de persoane vaccinate. Doar la ziua de azi s-a reușit 2.693 de persoane să fie vaccinate cu primul apel, iar cu al doilea apel, per total avem 10.815 persoane. Ăștia deja sunt persoanele definitiv imunizate contra COVID-19, iar doar parcursul zilei de astăzi, cea de-a doua doză au beneficiat 576 de persoane. În ceea ce privește raportul prezentat de colegii la Ministerul Afacerilor Interne, iarăși mențin un număr sporit de angajații Ministerului Afacerilor Interne în patrularea cotidiană, peste 10.000 de angajații Ministerului, 102 militari ai Armatei Naționale. Militarii patrulează împreună cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, preponderent în municipiul Chișinău, Bălți și Strășeni. Statistic vorbind, începând cu data instituirii stării de urgență în Republica Moldova, au fost verificate 23.812 persoane, au fost verificați 15.896 agenți economici, 4.743 unități de transport și 1.385 lacașe de cult. Au fost înregistrate 3.975 încălcări documentate, pentru care s-au eliberat procese verbale. Dintre acestea, 3.613 persoane fizice, 8 agenți economici privați, 13 administratori a unităților comerciale, un administrator al stației PECO, 4 administratori de lacașe de cult. Per total, din data instituirii stării de urgență în Republica Moldova, au fost aplicate amenzi în sumă generală de 7.150.000 lei. Un lucru curios, la Bălți, ședința Comisiei Situații Excepționale de la Bălți, din 16 aprilie curent, surprinzător, au luat decizia de a renunța la corturile stabilite în municipiul Bălți de către Inspectoratul General Situației de Urgență, unde se facilita testarea rapidă a populației sau a cetățenilor care manifestau simptome COVID-19. Mă rog, este decizia membrilor Comisiei Situații Excepționale de la Bălți, probabil Bălțul nu mai are COVID. Situația cu privire la lacașele de cult. Colegii de la Ministerul Afacerilor Interne au făcut o inspectare pe parcursul zilei de sâmbătă și duminică, 17 și 18 aprilie. Pe parcursul zilei de sâmbătă, la slujbele religioase au participat peste 5.000 de persoane. În 623 biserici, slujbele s-au desfășurat în interiorul lacașelor de cult, iar în 42 de biserici, în afară, în aer liber. Duminică au participat peste 10.000 de persoane la slujbele religioase. Problema generală, constatată de către colegii de la Ministerul Afacerilor Interne, este că dacă icoanele se dezinfectează, dacă se aerisește spațiul intern
al bisericii în cazul în care nu sunt foarte mulți enoreași la slujbă. Însă împărtășania continuă să fie efectuată cu aceeași lingură, fără a fi dezinfectată. Nu vreau să fiu rău, dar teamă-mi e că lucrul acesta poate duce la o creștere în următorii 10-14 zile, la o creștere nouă de cazuri COVID-19. O altă problemă semnalată de colegii de la Ministerul Afacerilor Interne este faptul că tot mai greu le vine să coordoneze îmbarcarea în transport public la 76 de stații de transport public din municipiul Chișinău, unde sunt amplasate patrulele. Din păcate, cetățenii manifestând o irresponsabilitate crasă la stațiile unde polițiștii Ministerului Afacerilor Interne încearcă să dirigeze fluxul de pasageri în orele de vârf în stațiile respective. 191 de falsuri în certificatele testului COVID-19 au fost identificate. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că deja deschide dosare penale pe cazurile de certificate falsificate. Lucru care poate duce la urmări penale pentru cei care vor încerca să păcălească poliția de frontieră cu certificate de acest gen. Un alt subiect discutat la ședința de astăzi a Comisiei, a Centrului Unic de Comandă, mă scuzați, a fost faptul că se atestă o aglomerație mare în piețele agroalimentare și în centrele comerciale în zilele de vineri și sâmbătă. Lucru care confirmă incapacitatea administrațiilor acestor unități comerciale să gestioneze în modul corespunzător fluxul de clienți, atât în piețe, cât și în centrele comerciale mari. Fac un apel către administratorii piețelor și centrelor comerciale să depună efort să antreneze personal suplimentar în zilele de vineri și sâmbătă pentru a gestiona în modul corespunzător fluxul persoanelor care vor să vină atât în piețe cât și în centrele comerciale, dirijând numărul de persoane aflate în interiorul centrelor comerciale și în interiorul piețelor. Nu vedem nimic grav în faptul dacă oamenii vor aștepta ceva timp la intrare, aranjați frumos în rând cu distanța corespunzătoare, decât să-i lăsăm să facă aglomerație cu riscul iminent de extindere a COVID-19 în situația în care cineva din vizitatori este afectat de această infecție. Stimați reprezentanța mass media, stimați concetățeni, acestea au fost elementele esențiale care am vrut să vi le aduc la cunoștința domniilor voastre în această seară. Dați-mi voie să vă îndemn încă o dată să aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi inimilor dumneavoastră. Aveți grijă, nu lăsați COVID-ul să se extindă. Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună!